Însă, stimați telespectatori, suntem din nou la domnul doctor Moscu, care în această doctor Adrian Moscu, medic veterinar, care în bună seara. Bună seara. Despre ce ne vorbiți? Astăzi o să vorbim despre obezitate. E o problemă, nu? Și la animale. O problemă foarte gravă, frecvent întâlnită. Și concluzia este una singură, dragostea în graș. De ce spun asta? Pentru că din foarte multă afecțiune, avem tendința de a ne exprima față de animalele de companie hrănindu-le. Hrănindu-le mult, total inadecvat și apar o serie întreagă de probleme. Când spun la animale de companie, chiar mă refer la toate animale de companie. Câini, pisici, hamsteri, voști de guine, absolut, cred că din toate speciile avem exemplare obeze. Și e extrem de important pentru că pe fondul acestei obezități se dezvoltă extrem de multe alte afecțiuni, ca probleme articulare, probleme cardiace, diabetul și cel mai grav e că sunt probleme cronice care nu le poți rezolva pe o perioadă scurtă. Dar diabetul acționează așa grav și la animale, din câte... Bineînțeles, avem animale insulino-dependente. Aveți animale insulino-dependente? Sunt pe program fix de administrare de insulină. Dar cum vă dați seama că au diabet, le faceți analize? Se fac analize. Asta e mare lucru, că puteți face analize chiar la cabinetul dumneavoastră unde lucrați. Se pot face analize, dar capul alpine, adică toate analizele se fac aici. Sunt și analize mai speciale, ca de exemplu hormonii tiroidieni, care colaborăm cu alt laborator și trimitem probele, acolo. Bine, nici acolo nu se lucrează, se trimit în Germania, cel puțin hormonii tiroidieni se lucrează în Germania. Dacă tot ați pomenit de obezitate și de diabet, văd că o boală frecventă și la oameni și la animale, aș vrea să ne spuneți pentru posesorii de animale de companie care sunt semnele, pentru că am văzut foarte mulți oameni care nu vin cu căței, cu pisicile la doctor, le lasă acolo să... Hei, las că-i trece. Ce ar trebui să ne îngrijoreze la un animal, eu știu, la o pisică, la un câine? Care sunt simptomele? Deci, în primul rând, la un pisoi, un cățel, la nivelul toracului, prin simpla palpare, îți dai seama dacă este un conținut mai mare de grăsime sau nu. Practic, între piele și coaste, trebuie să fie un strat subțire de grăsime. În majoritatea cazurilor este un strat mai gros de grăsime, astfel încât uneori la palpare trebuie să depui un efort considerabil ca să simți coastele și în anumite condiții nu simți deloc coasta, nu s-au atrofiat, nu au dispărut, doar sunt îmbrăcate în grăsime și vizibil este o problemă. Corpul este mult mai mare în comparație cu capul și, bineînțeles, indicatorul cel mai scump este cântarul. Cântarul, noi cel puțin la fiecare vizită, cățelul, pisica, tot trece prin, pe la cântar. Tocmai de aceea avem cântarul așezat la recepție. Înainte de a intra în cabinet, se urcă pe cântar și greutatea este notată în fișa pacientului de fiecare dată. Astfel încât la căței care, pisicile, pacienții care vin regulat, reușim din timp să observăm tendința de îngrășare și putem interveni alimentar, bineînțeles, nu prin alte modalități, la o, să spunem, conservare a greutății și uneori la reglarea ei corespunzător, cu dietele aferente, bineînțeles. Deci e într-adevăr nevoie de o dietă strictă la animalele care au, mă rog, aceste boli și diabet și tot ce ați spus mai devreme. În bolile metabolice, în obezitate. În diete nu că există rabat. Nu putem, ok, mănânc de dietă, dar acolo o bucățică în plus n-o omor pe nimeni. Nu omoară pe nimeni, doar că toate eforturile anterioare sunt degeaba. Și plus, animăluțele sunt mici excrococi. Știu să cerșească, știu astfel, da, știu să fure. Știu să fure, găsesc soluții întotdeauna în favoarea lor. În favoarea lor. Și, bineînțeles, iar intervine dragostea, cedăm extrem de ușor, pentru că ne gândim că o
ok, l-avem și să-l desfățăm. Dar totul trebuie să fie într-o limită, să nu-i facem rău. Mai dar în ce constă această dietă, domnule doctor? Dietele, când se instaurează o dietă de slăbit, clar se merge pe hrană comercială. Pentru că acolo știm exact cantitățile, știm exact ce conține. În primul rând, este sărac în grăsimi, fără să fie sărac în proteine și alte elemente esențiale organismului. Pentru că o dietă neechilibrată produce carențe, multe alte carențe care, iar, sunt extrem de grave. Tocmai din acest motiv și la oameni există specialiști pe nutriție. Nu oricine se apucă și face o dietă de nutriție. Sunt oameni care doar cu asta se ocupă și studiază. Pe baza unor studii. Pentru că o dietă necorespunzătoare, bazată pe înfometare, nu face decât să distrugă organismul, nu să-l ajute. Pentru că, da, la pisicile castrate, de exemplu, de ce se îngrașă totdeauna după ce sunt castrate? Există o modificare de metabolism. Există o reducere a nivelul hormonilor. Și atunci, inclusiv metabolismul lor suferă modificări. Dacă la o pisică castrată îi dăm mâncarea X, la una necastrată, cea X poate să îngrașe, chiar dacă este în aceeași cantitate. Tocmai din acest motiv, fiecare individ are nevoi speciale și noi trebuie să găsim exact ceea ce îi se potrivește și ceea ce îi trebuie. Dar dacă le dăm cromhănele, cum le zic eu, că eu asta le dau la pisici, nu mai putem să le dăm nimic altceva decât cromhănele, mâncare, hrană de asta, cum se cheamă? Comercială. Comercială. Că ar vrea să știe, nu a spus și dumneavoastră, dar o să accentuez această hrană comercială, granulele pe care le cumpărăm de la pet shop-uri, sunt verificate de medic, adică nu sunt, așa am înțeles, nu sunt scoase pe piață după mintea unui așa altuia, nu? Toate trebuie prin foarte multe analize, până când, inclusiv pentru a aproba importurile acestor alimente. Majoritatea sunt aduse din străinătate? Majoritatea sunt aduse din străinătate. Trebuie să treacă prin niște filtre, tot prin mâna medicilor veterinari și nu se face de pe o zi pe alta, durează luni de zile până se aprobă un import unei. Dar știți de ce? Pentru că în străinătate această medicină veterinară, lumea animalelor, să spunem, este foarte serios tratată și la noi. Și a început și la noi, trebuie să recunosc, dar eu am avut întotdeauna grijă de animale, din noi, la noi după anii 90. Câte cabinete particulare nu se punea problema, dar erau cabinetele de stat, unul sau două, și nu prea zicea lumea cu cățelul la doctor, fie era, vorba între noi. Înainte medicina veterinară era axată foarte mult pe animalele. Pe animale, da. Și se făcea medicină serios la noi. Se face și acum, am înțeles, medicină clar, foarte serios. Da, mă refer pe animale de fermă, comparativ cu cea animalele de companie. Nu era atât de dezvoltat această gamă și inclusiv medici și foarte multă experiență cu care am discutat, spunea că nu și-au imaginat vreodată că animalele de companie vor ocupa o ramură atât de importantă în medicina veterinară. Erau alte vremuri, într-adevăr. Lucrurile stăteau puțin diferit. Dar e foarte bine, îmi spunea un domn, că i-a murit pisica acum două zile, un domn aparent o persoană dură, dar nu e un om dur, e un om sensibil, de fapt. Și plângea și n-am crezut că un animal poate să sufere în halul ăsta. De ce trebuie să sufere un animal? Hai, oamenii sunt răi, dar animalele de ce trebuie să sufere în halul ăsta? Nu știu dacă e trebuie sau așa e boala. Așa e boala. Dar și faptul că nu se merge la medic din timp, am mai discutat lucrurile astea, faptul că nu se fac analize din timp, faptul că nu se respectă ceea ce recomandă medicul, mă refer la în materie de hrană, că v-am întrebat dacă le dau croncănele, le mai dau și carne fiartă? Nu. Carnea fiartă, din punctul meu de vedere, nu are ce căuta în alimentație. E adevărat, sunt carnivor. Câinele carnivor, pisica e carnivor. Doar că, între timp, ca animal de companie, li s-a schimbat total tabietul și metabolismul implicit. Astfel încât, în sărbăticie, vânau și mâncau o dată pe săptămână și alergau după mâncarea respectivă. Acum au 2-3 mese regulate pe zi sigur. Și au locul lor pe canapea.
Vânătoare. Da, face parte, e o componentă a familiei, un animalus de... Devine un membru al familiei. Devine un membru important al familiei, să știți. Exact. De cele mai multe ori, părinții iau cățel, pisică, copilul. Copilul după 4-5 ani pleacă la facultate sau unde aduce viață. Da. Cățelul rămâne. Cățelul rămâne și pisica la fel. Bineînțeles. Cam asta, estimați telespectatori, deci atenție, îmi spunea regizorul, nu știu cum îl cheamă, a lăsat cățelul unui coleg, unui actor și era foarte revoltat, am găsit la telefon acum câțiva ani, ce e supărat? Păi cum, dragă, am lăsat cățelul lui, nu mai știu cine, și mi-a îngrășat cățelul, dragă, i-a dat să mănânce ceea ce nu i-am recomandat eu și mi-a venit cățelul cu 2 kg mai mult. Nu-i bine, după ce că ți l-a ținut, a avut zicea de el, da, de-a dat să mănânce porcește și uite acum... Da, da. E sindromul bunicilor, ca să spun așa, când plecăm în concediu, lăsăm cățeii pisicile la bunici și ne întoarcem, îi găsim îngrășați bine. Cum îl cheamă cel care a fost însurat cu Tora Vasilescu? Uite că nu-mi vine în minte, asta este. La revedere! La revedere! La revedere!